În timp ce guvernul taie din bonusuri și gratuități pe motiv că nu sunt bani la buget, Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, își propune să ofere stimulente medicilor care promovează vaccinul anti-COVID-19. Până la urmă, sunt sau nu bani la bugetul de stat? Austeritate doar pentru unii. Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, vrea să ofere stimulente medicilor care promovează vaccinarea. Documentul prevede ca medicii de familie cu liste proprii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe acele liste să beneficieze de un tarif pe fiecare serviciu. Așa au salarii bune. Dacă pentru unii au bani și pentru alții nu, nu e corect. Da, nu mi se pare normal. S-au întâmplat multe cazuri, deci sunt oameni rugați să fie plătiți ca să declare că au COVID. De v-am spus, unul personal sunt foarte dezamăgit de acest sistem în care a ajuns țara românească. S-a făcut destul media ca să știm dacă trebuie să ne vaccinăm sau nu, nu trebuie să mai ne spună și ceilalți. Se pare că aici se duc banii din sănătate, în timp ce guvernul taie din bonusurile și gratuitățile studenților, bugetarilor și pensionarilor.